Centrul județean de transfuzie sanguină Călăraș anunță locuitorii județului că sâmbătă 31 octombrie 2020, între orele 8-14, instituția va fi deschisă donatorilor de sânge și plasmă covalescentă COVID-19. Locuitorii județului sunt așteptați să vină să doneze sânge pentru a putea face față tuturor solicitărilor spitalelor din județ. Donatorii beneficiază de șapte etichete de masă în valoare de aproximativ 70 de lei, de contarea transportului în comun, o zi liberă de la locul de muncă în ziua donării și analize gratuite.